Incidentul a avut loc vineri la liceul industrial Tismana în timpul orei de engleză, când elevul de clasa 12 asculta muzică în căști. Cum profesoara nu a permis acest lucru, tânărul nu a acceptat observația și așa a pornit scandalul. Am început ora de engleză, la 20 de minute m-am uitat prin clasă să văd cine a scris, cine n-a scris, cum se procedează. Și l-am observat pe unul dintre cei înmatriculați cu căștile în urechi, asculta muzică, i-am zis să scrie, a început să mă înjure, nu pot să reproduc ce mi-a zis. Așa. Am aplanat cât de cât situația, atunci am zis să continui ora. După ce i-a adresat injurii, liceanul a scos un spray iritant cu ardei iute din ghiozdan pe care l-a pulverizat în clasă. Cu 5-10 minute înainte de a se suna, o văd pe colega celui care a dat cu spray-ul că iese fugind din bancă, se acoperă cu mâna așa la față și ceilalți copii au început să iasă spre ieșire. Nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Cazul a fost imediat analizat de Consiliul Profesoral, mai ales că elevul avea deja media 6 la purtare pe semestrul trecut. Doamna profesoară, când a venit în cancelarie, avea ochii foarte roșii și spunea că o ustură puternic pe nas, pe gât și tușea. Cel care a dat cu spray-ul avea media 6, datorită faptului că e un elev cu probleme de prezență la ore, deci lipsea foarte mult, și alte multe probleme de comportament, mai puțin grave decât aceasta. Profesorii au decis să-l exmatriculeze atât pe el cât și pe colegul care a înjurat dascălul. Aceștia au cerut și ajutorul polițiștilor. Au avut o atitudine necuvincioasă, vorbind obraznic cu profesoara din clasă. Copiii sunt recunoscuți în școală cu probleme deosebite, pentru că și pe primul semestru au avut atitudini necuvincioase, au lipsit de la școală nemotivat, au fost anunțați, atenționați că vor fi exmatriculați la următoarea abatere, iar pentru atitudinea pe care au avut-o vineri, pentru faptul că sunt indisciplinați, au luat măsura de a-i exmatricula din școală. Oamenii legii i-au amendat pentru scandalul provocat. Polițiști din cadrul Poliției orașului Tismana au fost sesizați cu privire la faptul că în cinta colegiului Tismana are loc un conflict. Cu ocazia păsării la fața locului, polițiștii au identificat persoanele care provocau scandal și au fost sancționat cu contravenționarea cu colegii 61, în cuantum 2000 de lei. Unul dintre elevi avea deja media 6 la purtare încă de pe primul semestru, tot din cauza comportamentului agresiv și a absențelor.